avem infracțiuni împotriva siguranței naționale. Cu toată lumea e de acord cu asta și toată lumea a spus, asta este competența SRI, SIE, depinde de infracțiune. Terorism, de pildă, și capitolul 10 din codul penal, care înseamnă trădare, spionaj și multe altele. Acum, o prima parte de investigație aparține SRI sau SIE, dar în fine, interceptări, filaj, înregistrări ambientale, adică undeva într-un restaurant, într-un parc sau acasă, sunt făcute de SRI. Și e firesc, toată lumea e de acord, inclusiv Curtea Constituțională, pentru că privesc infracțiuni împotriva siguranței naționale a României. Și asta este menirea serviciilor de informații. Mai departe, trebuie să înțelegem că aceste infracțiuni contra siguranței naționale sunt prin codul de procedură penală și codul penal de competența exclusivă a procurorului după ce trec de faza actelor premergătoare, să zicem. Deci, să zicem că SRI, o să luăm un exemplu, face verificări, adună, interceptează, filează și ajunge la concluzia că sunt indicii că s-a comis o infracțiune împotriva siguranței naționale, da? Tentativă de terorism sau spionaj. Și în acel moment trebuie să trimită toate actele la procurorul care se ocupă de acest lucru. Pentru terorism avem direcția DICOT-ul, direcția de investigații a crimei organizate, traficurile, plus terorism și celelalte infracțiuni de spionaj, de trădare, tot așa sunt în competența unor procurori de la parchetul general. Și atunci problema s-a pus, ce se întâmplă după ce SRI trimite aceste, tot ce adună, toate materialele, le trimite la procurori. Pentru că s-ar putea să trebuiască să continui filajul. Un procuror sau doi procurori sau trei procurori și cu 10 ofițeri de poliție judiciară, și chiar am exagerat numerele ca să se înțeleagă, nu vor putea să urmărească ei să facă filajul unor spioni sau unei grupări teroriste, care poate fi formată din foarte mulți oameni, da? Și de asemenea nu vor putea să stea, să intercepteze, să fileze, să facă toate aceste lucruri, care, repet, sunt infracțiuni de siguranță națională. Și atunci, ce s-a pus în această ordonanță de urgență? S-a spus așa, în cazurile de siguranță națională, în infracțiune care privesc siguranța națională, SRI este organ de cercetare specială numai ca suport tehnic pentru aceste infracțiuni. Deci dacă procurorul la care ajunge dosarul de spionaj vrea să fileze, consideră că mai trebuie filat o grupare de spionaj sau de posibili spioni, atunci apelează la SRI. Deci nu e organ de cercetare în sensul clasic dinainte de 89, ci este organ de cercetare special, așa, asta e denumirea găsită de ordonanță, numai pentru a oferi suportul tehnic, adică pentru a face interceptări, filaj, înregistrări și așa mai departe. E firesc, adică procurorii nicăieri în lumea asta nu pot face infracțiunile de siguranță împotriva siguranței naționale de unii singuri, da, și cu poliția judiciară. Deci, până la urmă, ăsta e rolul SRI, nu? Mai departe, ăsta e rolul SRI. Dar, repet, nu devine organ de cercetare, ci dă suportul tehnic, adică ce făcea până acum în dosarele de spălare de bani, de corupție, de evaziune. Adică nu interpretează probele, ci pur și simplu le adună și le dă procurorului care... Suportul tehnic, asta înseamnă, da? Procurorul spune, am nevoie de un filaj, am nevoie de asta, am nevoie de asta. Cine le face? Cine are atribuții în domeniul siguranței naționale? Deci e limitat pe siguranța națională. Încă un lucru. Este foarte clar că nu e organ de cercetare penală SRI-ul, nici măcar în aceste infracțiuni, pentru că SRI-ul nu are dreptul să audieze, nu are dreptul să rețină persoane, să aresteze persoane. Deci nu face urmărire penală. Adică nu ne întoarcem la atribuțiile pe care le avea securitatea înainte de 89, care cerceta, care te chema, te audia, te propunea arestarea ta sau te aresta. Da? Deci nu e cazul ăsta, ci numai suportul tehnic pentru aceste acțiuni de supraveghere. Da? Repet, filaj, percheziții informatice,
interceptări sau înregistrări ambientale. Repet, nu reține, nu audiază, nu decide trimiteri în judecată, nu face nimic de genul ăsta ca act de urmărire penală. De altfel, în codul de procedură penală scrie foarte clar că pentru aceste infracțiuni și cele de siguranță națională, procurorul este titularul urmăririi penale. Da?